Tragedie în orașul Bumbești, Jiu, din județul Gorj. Șoferul unei ambulanțe private a murit după ce autosanitară a fost lovită de un tren. Accidentul s-a produs chiar la trecerea de nivel cu calea ferată. Din primele informații, bărbatul de 48 de ani aflat la volan n-a fost atent la semnalele acustice și luminoase și n-a observat garnitura feroviară care se apropia. Șoferul care a rămas încarcerat era singur în mașină. Angajații ISTU și ai serviciului de ambulanță Gorj au încercat să-i scoată din mașină, să-l resusciteze, însă rănile i-au fost fatale.